Având în vedere calendarul activităților poliților europene, în perioada 11-17 martie 2013, la nivelul biroului rutier mediaș, vor fi organizate acțiuni zilnice pe linia depistării și sancționării nefolosirii centrurilor de siguranță de către conducătorii auto și a celorlalți pasageri din autovehicule, de asemenea și pe linia utilizării dispozitivelor de retenție omologate. Menționăm faptul că acțiunile vor fi desfășurate atât la nivelul municipiului Mediaș, cât și pe drumul național 14 și drumul național 14A. De asemenea, acțiunea pe linia centrurilor de siguranță va continua și după data de 17 martie până data de 24.